Referitor la Serviciul Român de Informații, am auzit o veste foarte bună de la reprezentanții Parlamentului aici, că în sfârșit legile de care am mai spus de nu știu câte ori, care de 10 ani de zile au tot stat în diverse locuri, legile privind Securitatea Națională a României, au pornit în sfârșit pe un făgaș în care sper să ajungă să fie votate, fiindcă atunci va ajuta foarte mult, dacă vreți, toată această activitate de lucru a serviciilor de informații din România și nu numai. Da, vreau să fac un scurt comentariu aici, să preiau ideea. Practic, legile care guvernează acum siguranța națională în România, conceptul nou de securitate națională încă nu se aplică în legile astea, sunt cele din 1991, legea 51 exact. Din 1991. Este clar că România din 1991 până în 2009 a intrat și în NATO, a intrat și în Uniunea Europeană, adică lumea s-a schimbat foarte mult. Este clar că legile din 1991 nu mai acoperă cu o claritate foarte importantă amenințările care sunt la adresa siguranței naționale și care este obiectul de lucru al Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, mai intră un element important în acest pachet, statutul ofițerului de informații, care trebuie să fie cu totul altul, în condițiile în care s-au rupt un pic structurile militare, era un regim militarizat, acum există un proces întreg de transformare. Dar eu trebuie să vă spun că în Parlament dezbaterile vor fi foarte aprinse legate de eficiența Serviciului Român de Informații. Eficiența lui nu este dată numai de contraspionaj. Serviciul Român de Informații are atribuții pe plan intern care țin de... Vorbiți pe fapte, probabil. Da, pe fapte. Păi, fapte concrete sunt... Noi am cerut o analiză Serviciului Român de Informații. O să vină în fața Comisiei. Probabil ne vor prezenta și noi la raportul care va fi în luna martie, raportul anual al serviciului, pentru că dacă constatăm că în România mita electorală este generalizată și drumul cetățeanului de acasă până la urna de vot a fost barat de diverse fenomene, inclusiv lume interlopă, ne punem problema că asta este un atribut al Serviciului Român de Informații pe partea de apărare a Constituției. Este un drept fundamental al cetățeanului să meargă la vot, să voteze. Dacă el este deturnat de la drumul lui drept prin mită electorală, prin lumea interlopă care a intervenit, seriul trebuie să ne demonstreze nouă că a avut cunoaștere despre acest fenomen și mai departe, în problema de prevenire și înlăturare, vom vedea ce s-a întâmplat, dacă au furnizat aceste informații celor abilități, dacă s-au luat măsuri. Astfel, vom ajunge să se generalizeze acest fenomen, iar SRI-ul este vârful de lance a celor care trebuie să se sesizeze. Pentru asta sunt plătiți, pentru asta îi plătim, să ne apere și în intern. Nu numai cazurile de contraspionaj, ele pot să apară sau să nu apară, dar în atribuțiile date de lege este un atribut important ăsta.